Salut că și bine ați venit la un nou episod. Aveți o mică șansă de a vă lua CS2-ul, să vă trebuiască să dați upgrade de la CSGO, vă apare acolo, pe undeva pe aici. Faza că merge destul de greu, numai asta l-avem deocamdată. Hai să încercăm un casual dacă tot suntem pe aici, sunt cu Staroni acum. Avem un sunet destul de ciudat, e prima dată de când am acces eu la el. Am încercat cu FPS Max, văd că mamă ce sună, ce tare, dar ce diferență. Sunt cu un staron aici pe fundal, nu știu dacă oricum o să-l auziți, pentru că na, ideea cu astea, hai să vedem ce e, limite test încă și scrie. Ce mă? 20, încă scrie și ora, din câte observ. E destul de ciudat. Deci, părerea mea, ne putem alege, mă bag la City. Da? Hai să... M-am trebuit să dau un chat rău. Deci, mă surzește rău. Ei, ce este? Dacă nu mamă. Man. Mamă, șansă pe aici, unde e CS-ul? Așa, l-am dat un pic mai încet. La ce echipă te-ai pus? De ce? LOL. Ce chestie, bă, că Free Fire-ul e oprit, nu putem să cumpărăm din cauza asta. Aș vrea să văd pe FPS-urile pe undeva. FPS, Călă Show FPS, Călă Show FPS 1. Pe unde mi-arată mie FPS-urile? Dacă voi le vedeți pe undeva, e ok. A, aici e pe sub mapă. Deci, luăm așa și luăm un așa. Și faza asta a ținut-o, din câte observ. Mamă, ce trage. Hai să aruncăm un tip. Ce cap i-am dat la ala. Trebuie să dau și mai încet de atâta. Păstorul cred că nu l-a băgat deocamdată. FPS-urile se duc până în 200, nu știu bine, la majoritatea cred că o să meargă la mai mult. L-am luat pe băiat, Under. Îmi bag un pic pe aici să vedem despre ce e vorba, am un numai 18 HP. Nice, am luat un MVP. Văd, nu știu ce cu 3 jokere alea de jos. Nu pot să-mi iau astea, îmi iau un P90, mole și un flashbang, să vedem. Să vede un pic mai deschis, din cât observ. Mama, am și 5 meseuri. Oh, mama, a dat un smoke aici, de efectiv zici că mori, nu altceva. A venit băiatul cu neghevul. Te uiți pe mine măcar. Ba, ia că ești la tiro. Văd destul de multe chestii. L-a luat prin smoke pe băiat. Bine, e posibil să fie de la și cheater pe joc, că, da, din câte am înțeles, cam așa, așa. Ai, mă văd că... Da, da, arată destul de ciudat față cu Călu Show-ul ăla. Nu prea îmi convine, să zic așa. Din păcate, cred că l-am văzut pe unul pe aici. Sunetul de pași a rămas tot așa. Suntem pe Inferno, din cât observ. A schimbat destul de mult, deci nu mă așteptam la treaba asta. Sunt curios la faza că nu o să murim, cum o să fie. Mamă, trec două hituri, mi-a dat și m-a luat, adică... Shot de team, calvot, change a map. Hai să vedem un Dust2 cum l-a pus, da?
Am înțeles. Acum poate să voteze în faza asta toată lumea, din câte vedem, da. A făcut un pic mai mare. Mă bag un pic prin hood, parcă. Văd că nu pot să... Mai picat Discord-ul. Anonymous? Mai picat Discord-ul, bă. Lol. S-a repornit Discord-ul dintr-o dată. Premier Mirage. Văd că se joacă Plerii. Bă, mi-a picat Discord-ul. What the fuck, mă auzi? Ce chestie. Advanced video, am înțeles, toate le-au pus pe high, din câte observ. Bine, dacă... Sau cred că setările de la CS, nu? Sau care sunt? Ah, deci setările de la CS sunt. De-aia nu... Hai să vedem decoy-ul cum face. Băi, știu că majoritatea ați văzut fazele de la CS, de la alți streameri, alți creatori de conținut, una alta, da? Am vrut eu să fac special pentru canalul ăsta, pentru că vreau efectiv să îmi dau eu singur cu părerea, să văd la ce mă așteaptă pe viitor, dacă se merită să mă joc, părerea bună, părerea proastă. Deocamdată când am intrat prima dată mi s-a blocat, din păcate. Băiatul ăsta cam trage de n-ai nicio treabă, da? Guardian 3 pin. N-am înțeles care e schema. Hai să vedem pe unde este Starone. Deci dacă pot să mă ai enemy... Starone sigur am murit deja. Nice, m-am pus. Mamă cum mă atacau. Adică și-a păstrat skin-urile din cât observ. Limite test. Păi și cât timp durează limite testul ăsta, mă? Poftim? Deci, odată ce l-am luat, nu mai am nevoie să-l mai schimb, sau? Adică dacă l-am luat odată, nu trebuie să-l mai instalez sau așa mai departe, nu? Pot să mă joc când vreau. Hai să încerc o mică... Mamă, ce precizie are! Aici am vrut să văd, că de obicei îmi puneam knife-ul, da? Asta am vrut să văd dacă pot să sar. E perfect. Hai să vă cou. Nice, mare kill. Să văd că pot să trec prin smoke. Problema că nu știu câți mai ies. Vin playeri? Dăm un info. M-au luat. Nice. New. Your time is now. Today we wanted to just go limit. Ok. Dar trebuie să aveți nevoie de Prime ca să vă puteți juca. Load. Deci eu pot să-mi schimb din setări treaba asta direct. Mamă, ia că pot. Ia că pot să-mi schimb efectiv din setări skin-urile. Tu vorbesc serios cu mine, mă? Nice. Arată super bine. Un compe zice Starone că nu se poate, dar... N-am eu ce niște ce, nu vă gândiți. Asta e, poate dă Gabe niște cheiuri. Mi se pare un pic cu rezoluția din cât observ prea mare. Deci, față de monitor. Rezoluția în sine e destul de mare, da? Arată destul de... Nu știu. O să trebuiască să ne obișnuim destul de mult cu această rezoluție. Da, aici nu pot să sar. Băieții joacă numai Inferno deocamdată din cât observ, din păcate. Mamă, ce țeapă l-a luat ăla. Nu pot să dau aerul ca să văd din nou. Așa.
Am încercat să bag niște câlu show FPS 0, că mă prea încurcă. Net graf nu. IPC, nu mai e problema cu IPC, care am zis mai de mult pe live-uri, ca se vede, se vede IP-ul, mă rog, pentru jucătorii de CS, știți care e toată schema. Game mode 0, aim, and auto aim, deci sunt probabil niște bug-uri care, da, sunt pe el. Cât e, 3 la 1 numai? Văd că majoritatea se facă request. Am înțeles, ăștia sunt așa. Da. Bă, am încercat să joc un pic astăzi un pic de CS, dar am văzut că serverele private, serverele publice au fost închise, nu știu pe ce motiv. Nu închise, a fost mai mult, cum să zic eu, nu erau așa de mulți playeri. Am stat foarte mult să mă gândesc, în fine. Da, faza în sine e că n-am știut de ce. Uite motivul. Mamă, ce cap am dat la Rambo ăla. Rumbelul. Deci a păstrat numai textura, arată altcumva acum. Dacă le păstrez totul pe high, sper că se vede bine la voi, guys, după ce se va posta acest videoclip. Arată extraordinar. Da, cum a zis Tarone, pentru el un exemplu e destul de greu. Se înțelege, se știe, de fapt. Na. M-a luat băiatul. Dar pe nu, îl înveți încet, da? Nu-i problema. Dar, na, după cum am zis, arată super altcumva, se arată ceva ce... Ba, mă, sincer, îmi place. Dar pe undeva parcă e prea nou. Deci pe undeva parcă e prea ceva ce nu s-a mai întâlnit, ceva ce nu s-a mai jucat. Texturile jocului au avansat super mult față de cum a fost și cum e CS-ul, după cum îl știe toată lumea. Eu am înțeles, Tarone, na, eu l-au zis că are 160 de FPS-uri, da? Felul show, FPS nu e numai... FPS Max Tools, Max Tools. Ah, de acum putem să-l punem, am înțeles. Le punem toate pe 0 și atunci asta e. Ia, vedeți cum apare deocamdată error când începe un match. Din cauza erorilor deocamdată. O scurăs până să... Mamă, ce sunet are ăsta. Eu n-am mai jucat până acum, am așteptat să mi se dea acces la contul meu. Nu am luat conturi de la nimeni, n-am avut nevoie. 2 minute. Am înțeles acum, am văzut și picioarele. O chestie de aprecia, să zic așa. Care pe starone. Îți curios voice-ul cum păi. Da, deci de aici pot să fac treaba asta. Cam am dat niște drop frame-uri moliu. Sper să nu ajungem vorbind. Serios, sper să nu ajungem cu CS2-ul. Da? Să nu ajungem ca și CS1.6, când a fost pe vremea lui că îți pușca calculatoarele cele vechi, pentru cine știe, din cauza flash-ului sau smoke-ului, îți scădeau așa de mult FPS-urile încât efectiv pușca. Văd că avem o cameră de asta pe care putem să mergem de apreciat, pentru că pe CSGO nu este sau a fost la un moment dat și nu mai este.
Cam așa. Da, din câte se vede pierdem. E 5 la 2, e și normal. A apărut băiatul ăla și da. Ce văd că l-a scos? Desigur, începem CS2-ul cu fără skin-uri pe cuțit. Că atâta s-a putut. Nu o să investesc chiar așa de mult. Am așa de mult o pușată ăla încât... Mamă, ce a pușcat ăla. Ia așa să mă duc mai departe un pic. Băi, frate, tu glumești? Adică zici că el chiar ar dea focul la un apartament. Așa se vede. Am ținta asta de făcut clătite pe ea. Banana nu servește nimeni. Mă încurcă destul de mult că până acum aveam în dreapta toate, da? Și de acum nu le am. Adică muniția și pe toate alea. Nu știu cum am murit ăla de-a fine. Pot să aștepta de pur unde să apară. Damage take and damage give, asta e destul de bună. Sunt curios când se plantează o bombă. Asta mă interesează și m-ar interesa pe mine. Sper acum să poată plata băiatul, ceea ce nu cred. Măr verde, sigur e român. Dacă vezi vede, oh, mamă ce smoke. Aha. Hai frate, dăm un Chostin, Carvut. Hai să mai schimbăm, să vedem ce mape. Deci dacă nu bagă beți, trebuie să ieșim să intrăm din nou. Italy overpass. Eu m-aș pune pe un nuc. Să vedem. Hai frate, mi-a schimbat ce Dumnezeu aveți bun, stați nebun. Da, mă, i-am zis că de așa să mă schimbe mapa, pana mea, că cam avem nevoie să mai vedem, nu? Adică nu mă joc numai Inferno și atât de tot, nu știu ce l-am votat. Mamă, dar ce spray are acum, observ. Eu m-am încă skin-ul pe acasă, dar nu mi se pune. Trebuie să intru în lobby, neapărat, în lobby, în inventory după ce termin. Nu înțeleg de ce a făcut mapa. Deci aici e cu dute vino, nu înțeleg de ce am făcut la mapă două linii, da? Dacă vedeți acolo, e linia din mijloc pe care sunt eu și cum o mișc, mai apare o linie. Dar ce... N-am nicio idee, să fiu sincer, de ce a pus-o. Mi se pare un pic suprapusă, deci asta e părerea mea, că e suprapusă, da? Hai cu plantul, hai cu plantul, complet! Nu. M-a lăsat în 2017, observi, Starone, că în momentul de față îți iei mai rapid damage față de cum era CS2-ul. CSGO-ul, de fapt. Deci ne luăm damage mai rapid, da, față de cum era. Văd că sunt mișcă ok, adică îți curăsc când pușcă bomba. Hai, scurios. A, pot să urc acum aici, n-am nicio treabă. Ai dat rapid picuri. Am ce un spray de doamne ferește, mi s-a blocat între timp. Ia să vedem. Clasicul. Clasica explozie, n-a pușcat, iar e ok. Nu prea te-a afectat la FPS-uri. Mă așteptam pe undeva să explodeze, să aibă un range mai mare de explozie. Da, păi la asta m-am așteptat. Mă duc repede să mor, ca asta cam, mamă ce damage dă, adică ce damage, ce, cum se vede țintă de la SSG. Mamă, i-am dat la careva cap. Poftim? Da, noi după aia pe tine. A zis dar unde să ne uităm pe el după aia. Nu știu, din păcate nu putem să-l auzim chiar deloc. Trebuie să tăi în plus pentru treaba aia și nu am pregătit.
Bine, a chemat pe Beata. Nu am pregătit să le fac gen. Sorry, în episodul următor se va auzi 100%. O să facem live-uri și cu jocul, da? Pentru că vreau să fac. Și vreau să fac destul de mult. Ai, frate, de are un timp de a schimba foarte, foarte prost. Unde starone, mai trești? Unde? Că nu pot să dau de tine. Ia, acum te văd, vezi că ai doi în față, adică... Cum ești? Pe mijloc, pe mijloc. Doi. Unul e 23 și unul 100%. S-a dus către ăsta. Vezi, așa putem să dăm info destul de bine. Super bine. Dacă se bagă în comp pe treaba asta și putem să-i vedem în dreapta, în dreapta, unul în casă și unul jos, aici în stânga. Nice, în dreapta, acolo sus, acolo. Mamă, ce bine trage starone. Ia, vezi pe site. Perfect. Na, se arată destul de bine, da? Bine, cred că m-am repetat în cuvinte de mai multe ori. Mamă, cum votează nesătorii ăștia, băi, ești nebun. O să facem live-ul și cu ăsta, da? Deci, vom face destul de bine live-ul, pentru că clar e ceva nou, aș vrea și eu să vedem deocamdată cum e. Bine, când o să avem timp, că atunci o să trebuiască să aleg între CS și live cu 5M. Deci, da. Mare cap ce am dat. Bro, așa de ușor e MVP-urile mai nou. I-a dat cap la unul, i-a luat un MVP. Pe cam ciudat. Asta am vrut să fac. Bro, mi-a dat... What the fuck? De ce am sărit așa de mult? Bro, tu vorbești serios? La șoboran, mă. De obicei, da. Pe CS știți bine că pe OBS, asta special pentru cine vrea să facă live-uri, puneți-vă display capture, nu folosiți game capture, pentru că nu o să vă prindă. Nu, CS-ul nu plătește și nu o să plătească niciodată partea de a vă da voie să plătiți, să faceți cu game capture. Puteți să-l faceți din setări, cu o combinație, cu tot felul, am încercat și eu. Nu m-a lăsat, nu mai doresc. Așa că... Eu sunt prea toxic și așa mai ieși de pătură de aici. Hai să ieșim de aici. Să vedem dacă putem să alegem cumva o mapă nouă. Nu-mi trebuie experiența acum, deocamdată că... Bro, mi s-a blocat CS-ul. Vezi că am ieșit. Gen de acolo. Vezi că îți dau invite. Luat. De ce nu pot să-mi pun eu skin-ul? Bine, deocamdată clar. Play. Ok, open party. Pardon, premiere. Ce înseamnă premiere? Practice. Hai să ne băgăm pe un miraj. Să vedem cum arată. Ne băgăm cu boții. Da, desigur, neapărut treaba asta să... Bombsite B. Deathmatch. N-am nevoie de deathmatch, dar în fine. Loading resource, mamă. Shot everything that move. All players have valid target, instant random respawn, 10 minute match, la launch. Na bun, eu mă bag la city. Stai că... Vreau numai să văd. Ești poate a băgat-o băgat cu mine? Am înțeles. S-o scot de pe server, mă. Trebuie să vedem că poate acum poți. Nu mai pot să mai arunc mapa. Nu mai pot să mai arunc asta deocamdată. Din cât observ. Nu știu. Mamă, ce ciudat arată. Lol.
Păi și cărțile astea, de ce au cărmat? Așa, asta mi se pare super ciudat asta. Lol, mă omorâ botul. Și asta mi se pare super ciudată schema, da? Că să poți juca, să te faci practic cu un bot. Adică ceva gen ce nu am văzut. Și uite ce bine avem boți pe primul loc. Adică, lol, uite cum trage ăla. Echivalentul la un player destul de bun. Ce-am zis? La asta m-am referit. Acum ai părăsit zona cum de la te vis. Bă, guys, eu opresc episodul. Cam asta a fost episodul despre CS. Părerea mea sinceră. Nu uitați butonul de like și subscribe. Ne întâlnim și pe 5M, nu uitați. Și frate, mă omoară boți ăștia mai rău decât un player normal. Vorbesc serios. Adică și durează mult până îl omori. Văd așa mișcând, dacă ați ajuns până în partea asta, văd așa mișcând niște drop frame-uri. Cred că le vedeți și voi. Hai să vedem. Așa nu stă să se gândească arma, dar dacă faci un switch pe undeva, cam. Lol, m-am uitat la glanță și da. Dacă facem switch, o arată destul de ciudat. Ia, acum iar ai cu parcă un pic de drop frame din câte observ. Bă, așa că-s boss, dar trag bine. Deci, fără spăra. Mam, mare cap ce mi-a dat botul ăla. Mi-a pus și arma cu skin. Ce ai zis, tărună? Am tras direct prin pereț. Un lucru super schimbat. Bă, de parcă se aude că îți iese sângele din tine, dacă observi și asculti cu atenție. Adică gen rănile de pe lol. Și așa l-a făcut acum. Cât efectiv, dacă se apropie careva de tine, iau-ți pașii. De-aia e mapa aia așa făcută. Că auzim pașii playerilor. Și boss-urilor, desigur, deocamdată. Părerea mea până acum. Da. Deocamdată nu mă grăbesc să dau cu mare, cum să zic eu, o notă destul de mare, pentru că vreau să văd în game, vreau să văd un competitiv, vreau să văd dacă rămâne partea de short-uri la competitiv, atâta timp cât își deschid ei serverele, scot din beta, că încă acum e încă în beta. Când încep să scoată, cum se va comporta atunci, nu știu efectiv nici ce placă video ar trebui să ai sau așa mai departe, adică na. Eu dau o notă de 7.50 deocamdată. E posibil să-mi schimb părerea pe viitor după ce se lansează din beta, după ce se scot din beta. Mi se pare un pic cam mare acum din cât observ. Mai multe găini decât normal, desigur, o să le vedeți pe videoclip sau gen. Așa că v-am pupat, nu uitați butonul de like și subscribe. Și ne auzim pe undeva pe data viitoare. Pa, pa, v-am pupat.